Bun, salutare tuturor, numele meu este Diez și astăzi, băieți, ne găsim la un nou episod în care simulăm ce să vedeți. Ofertă pentru Varela, dar acceptăm de fiecare dată, oricum el nu sunt la salariu și are un salariu destul de mic. Dar continuăm, simulăm în această carieră extraordinară. Băgam mai întâi o echipă de rezerve, cu speranța în suflet că Pușcaș mai marchează și el vreo ceva, că era cel mai bun. Dublă, aia zic, mai bine, bravo, bravo. Mogoș, vedem că o reveni și la 72 ore după accidentare. Bun, e bun, aia zic. Iar acum, băieți, tot ce mai trebuie să mai facem, nu mai intrăm la nicio conferință, nu ne mai interesează. Simulăm ca bărbați adevărați. Avem 4 la 1 în tur, am dat 4 goluri în deplasare și ce să vedeți la acest quick sim, scoatem un 2 la 0, Eto și King, normal, mă bucur. Nu știm ce echipe au trecut mai departe, cred că deja s-au tras instant, nu știu, aș sta să verific puțin. Da, se pare că s-au tras, n-am văzut cu cine am picat, știți doar că mă întorc cu spatele, nu vreau să trecesc, vreau să fiu o surpriză alături de voi. Inter se pare că trece mai departe, Leipzig este echipa eliminată, Monaco 5 la 0 la general, foarte nice. Valencia mai departe, la noi care o Stanciu a reușit să treacă mai departe cu echipa lui. Aba nu, stai că Stanciu s-a și transferat la o echipă, dacă nu mă șer, prin Bundesliga, care nici măcar nu se află aici. E fostă echipă, OM distruge Roma. Băieții noștri, frații Florea, fac o treabă extraordinară și pun 0 la 0, se pare că scot un 3 la 2 cu AC Milan. AC Milan out, din păcate, mi-ar fi plăcut să fie cu AC Milan. Pe care avem un Galatasaray, noi nu prea bine ce a făcut Sporting, avem un Sevilla, avem Braga care reușește să treacă mai departe, Real Sociedad, Lazio, Everton din noroc și Leicester. Băi, mi-a plăcea să pic cu Everton, cu Lazio, toate aceste echipe, cu Sporting, cu Sevilla, OM, păcate, aici mi-ar fi plăcut și cu Nacimi, la un Feyenoord ar fi mișto. Cu Galatasaray am mai jucat și nu știu dacă ar fi chiar atât de wow, pentru că dacă nu mă știu, cred că am reușit să batem chiar de două ori în sezonul trecut. Dar chiar Radu nu știu dacă mă știu. Ba nu, Radu e la... Mă, vreau cu Everton. Din toate echipele vreau cu Everton. Că am uitat, Radu e transferat la Everton. Ionuț Andrei Radu. Iar dacă intrăm, Monaco, am mai jucat cu Monaco și am eliminat-o. Din păcate, să vedeți un Everton cu Real Sociedad. Intrăm din nou cu Monaco, că se putea Gabriel Zini, ofertă pentru acesta. Opa, 6,4 se mărește suma, nu-l mai vând, gata, s-a dus. Avem un nou challenge pe canal, băieți, să-l vindem pe Varela, asta e nouă challenge. Și până atunci eu zic să băgăm o echipă random aici cu... să fii fericit, mai băgăm aici cu o echipă random, câștigăm la penalturi, bă, ci... Dacă am ajuns la penalturi este clară treaba, mă gândesc că am jucat totuși cu rezervele, înaintăm și la tinerile noastre vedeti, la jucători din academie, vedem ceva interesant. Asta parcă, dar nu se compară cu ceilalți. Nu mai cer nici la Coșocar, nu mai cerca absolut nimic. Care la Ciobanu, nici Ciobanu e vai de capul lui. Iar dacă ne uităm la vechii noștri jucători, 54, te păstrezi, de rup. Mă bucur, gata, Floca 100% sigurare, hash potential to be special, 100%. Iar Varias, mă gândesc că are anxiety prospect. Cam acela este verdictul meu. Mare meci cu echipa de rezerve, jucăm cu Rapid București, am plictisit, am jucat pe vremea când eram noi în Liga 2 și un egal cu ei, mișto, și-a intrat și Eto. Balotelli acolo am văzut că a marcat un gol, bă, mișto că am scos un egal, dar dacă nu greșesc, cred că sunt pe loc de retrogradare Rapid în cariera noastră, putem verifica acum că doar nu-i grabă. Vedem situația, noi pe locul întâi și pe ultimul, da, Rapid e pe ultimul loc. Cam distanță mare de puncte, băieți, noroc le-am dat. Mamă, 9 egaluri. Și nu există nicio echipă care să aibă 10 egaluri. E clară treaba. Dar o singură victorie pentru Rapid București. O singură victorie. Dar în momentul în care am ieșit din grup, ce să vedeți, ne-am întâlnit tot cu aceștia. Bă, pe Varela avanzez, vreau să-l vând, dar sigur nu o să reușim. Nu-mi dau seama cât vrea omul la salariu de refuză de fiecare dată. Mutăm puțin. Aia zic, de-aia am și așteptat. 80 overrate-o, băieți. 8. 10 vere, Benny King, 75, că el scade, eu l-aduc, îl cumpăr, el scade din 8 vere, dar nu mai comentez. Aia zic, băieți, primul jucător de 8-10 vere, Alonso a scăzut și el. Mă zici diferență doar de 1 pace. Totuși, la apărare, nu știu, aș vrea să văd și stamina mai mult, Gheorghe. Eu zic că îl băgăm pe Gheorghe titular, băieți, să fim feri. Și Moise are statistici mai bune, mi-a place ca... jucătorul meu cam să aibă și un șut puternic, pasele cam micuți, dar
Pe ne mai interesează și șutul. Uitați-vă la stamina lui Cărjan, o să pune problemă, băieți. Iar apărătorii cam obosiți. Apărătorii noștri, totuși 77, 74, 75 și 77 cu portarul de 77. Băi, din cel mai mic overe de pe teren, e culit cu 74, rest toți au 75 până la 80 overe. Avem, băieți, o echipă cum trebuie, avem o echipă chiar ca lumea. Visul meu rămâne oricum să jucăm împotriva lui Everton, poate chiar în finală cum ar fi. Și aici echipa lor nu s-a schimbat chiar atât de tare. Musu, nu știu cât, Musu cred că e portar nou. Am mai jucat împotriva lor și știm că în momentul în care am avut o echipă mai slabă, am reușit să-i batem. Tur și retur de ambele dăți dacă nu greșesc. Singura modificare pe care aș aduce și să fiu ar fi puțin în apărare, l-aș băga aici pe Rabiciuc. Cred că atâta, că altă modificare n-am ce băga în apărare. O să-l bag pe Mogoș, pe ca dacă să fie Mogoș, dacă vrea să joace CB, dar nu cred că o să accepte el să fie CB. Nu prea apărătorii mei stamina decât să las pe David Reyes. Încercăm așa, băieți, schimbăm o leacă banca de rezerve doar pentru această partidă și îi dăm play. Îi dăm foarte frumos play. Vedem echipa cum se antrenează la noi acasă, dar Musaba se pare că are 3 goluri în ultimele 3 partide. Las că noi l-avem pe tot, băieți. Că pe timp de zi, ăsta e meci pe timp de zi. Înțeleg că e plictisitor când ne-am mai întâlnit, dar jucăm așa pe timp de zi. Hai, mă, nu-i nimic, aplaudăm, ne bucurăm și haideți să-i umilim și pe aceștia. Avem o super echipă, băieți, o Alonso imediat, aproape, hai, Marea. Băgăm așa frumos cu un stop, ne oprim elegant, înaintrăm, am vorbit dacă-i. Am vorbit cum am centrat, foarte prost, adică... Sicu, niciun stres, Sicu, dă o pas la Rusnak, Rusu, pac, pasa 1, pac, pasa 0, că suntem slăbani. O, probleme, centrare acolo, dar Manea stă pe fază foarte bine, cred că l-a încurcat, l-a împins cumva pe final. Hai din nou una cu Manea, bă, dar ne cam țin în curs. Onaco cred că ne-o cam învățat stilul de joc și acum... Nu mai luăm prin surprindere sau nu ne mai subestimează. Politic, extraordinar, Politic. Îi trimite acolo lui Etoș. Gata, băieți. Știi mai vreți? Opa, stai că nu este gata. Că mă prinde jucătorul de umăr, dar Eto când fugi nu se mai oprește. Direct la noi acasă, băieți. Noul Eto, frumos. 1 la 0. Nici nu știu câți ani are. Oare nu cred că pot să verific acum. Dacă verific acum statistica, dar... A, ba da, 22 de ani, băieți. La 22 de ani să iei 80 overe. Eu zic că deja ai ajuns bine, băieți. Ai ajuns foarte bine în cariera ta de fotbalist. Bine, salariul cam micuț la cota ta de 50 de milioane. Oh, trece acolo frumos. Blocăm. Kindrish. Bă, dar cam fentează pe Kindrish puțin. Încercăm să blocăm. Bun, pas în spate. Gata, ai calmat total jocul. Sau poate nu. Țicu. Bă, Țicu-i zeu. Deci Țicu, vă zic, cel mai bun. Cel mai bun LB pe care l-am avut, cred că. Mai bun decât Mendy în Ultimate Team. Ce-am zis? Zeuți. Hai, băieți, din nou, pas elegant la noul Eto. Noul Eto! Dar na, vrei să între doi jucători? Slăbuți! Și la cam făcut dacă acolo pe portar. Gulit așteaptă, îi trimite foarte frumos lui Gheorghe, sprint! Știm cum, sprint! Încercăm acolo frumos o centrare, dar na, s-a oprit băiatul la sprint. Încercăm acum, opa, nu așa. Hai că puți! Foarte frumos acolo, a încercat cu Alonso, dar n-a reușit, din păcate. Ultima lor ocazie de băieți pe atac din această primă repriză. Haideți, bă, dacă am ținut o leacă de timp, spațiu liber, niciun stres, prinde Rusnacul Lejereanu. Un mic deja vu față de meciul trecut, pentru că mă așteptam să dau totuși măcar 2 goluri în prima repriză. Nu prea reușit să marcăm. Everton cu Real Sociedad încă nu s-a jucat. Oh, foarte frumos Alonso îi trimite direct lui King. Înaintează mai în față King îi trimite lui Eto. Aia zic, joacă acolo în gol la sigur. A stat cal frumos Eto din nou cu dubla, băieți. Eto cred că al 5-lea gol are în Europa League. Cel mai probabil cred că da, băieți, al 5-lea gol în Europa League. Chiar sunt curios să văd treaba asta, să văd că a jucat bine. 5 goluri în 3 partide. Bun, mai continuăm. Îl facem goal getter, gata, am stabilit. Probleme puțin în apărare. Gulit, îl presează. Dar lasă spațiu liber și blochează la timp. Putem clinic golea că mai nasol. El, spațiu liber și gol. Monaco, gol în deplasare.
Cât a spațiu liber pe partea aceea, dar în continuare avem 2-1, zic să vă calmați băieți. Atacantul Daka. Dar nu înțeleg cum s-a format spațiul atât de liber. Manea ce ținea, nu ținea absolut nimic. Ba nu, politic era ăla. Da. Manea unde era? Nici nu știm. Moise se duce frumos. Trimitem acolo una, înaintează Eto. Oare să facă Eto fair play-ul? Și face simpluț acolo, politic. Nu căzut Eto în care eu, dar nu a fost clar fază de penalti. Din păcate, dar greșeală. Sper că știu din partea noastră. Eto Moise, că și încurc. Moise cu scorul de 3-1. S-au încurcat, s-au emoționat băieții. Hai, nu mai poate, nu mai are stamina Moise, sigur. Că de obicei, celebra de asta observ că apare în momentul în care jucătorul este foarte, foarte obosit. Dar, curios, s-a întâmplat aici, spațiu total liber, o încerca cumva să-l deposedeze pe King. Foarte aproape, o jutat la o Moise, cred că share, cred că cu al... Mai probabil la Moise, cred că este al doilea gol de zic să schimbăm, să fie treaba frumoasă. Aș încerca o schemă de riscantă, îl scot pe King. Îl bag pe Politic Striker. Cum vine asta? Mamă, nebune, nu, mai bine las pe Mihailă că văd că se descurcă mai bine. Îl bag și pe Rea Biciuc pe partea aceasta și mi-am dreptul la o schimbare. Ah, ba nu, că o scos și King și mor. Gata, mi-am făcut toate schimbările. Băgăm băieții aici, doi românași de a noștri și un jucător în Republica Moldova. Să avem grijă, Mihailă, aproape că stă pe minge foarte bine. Bun, cred că o avem noi. Bun, lejer, tată, bun, hai, una la Manea imediat, nu stăm la discuții. Încă una la Denis, înaintăm cu Denis, așteptăm să vedem ce va face Mihailă. Mihailă nu se poziționează chiar atât de bine, Mihailă îl așteaptă cumva acolo pe Eto, în continuare, Eto, spațiu liber și cât de aproape să șuteze în ultima secundă, dar de posedat, din păcate. Blocăm acolo un foul. M-am gândit că o să fie totuși alea că mi-a urât. Hai, politic. Dacă încercăm cumva să trimite lui Mihailă, poate. Ultima noastră ocazie pe atac. Dar Mihailă, a meu Mihailă, ce face? Dă un pas în spate, nu? Ca așa ar face orice jucător, un pas în spate. Hai, acolo, să forțăm. Că am dat-o prea. Hai să înaintăm, bun. Ținem o leacă. Paul dat acolo, era mingea la el, nu avea mingea penalti, doamna arbitru, nu se poate așa ceva, incredibil, nu mai pot, gata, m-am ofticat. Dar încheiem cu 3-1 prima repriză, prima partidă, hai că am vorbit dacă-i. Ratare, gol. Cam asta este povestea. Suntem o echipă prea bună, sincer să fiu cu voi, cred că aceasta este ultima partidă, dacă nu greșesc, dinaintea play-off-ului. Vom vedea asta chiar acum. Simulăm, scoatem un 2-1, nu ne interesează și important. Rapid, un sfârșit cu o victorie, aia zic, haideți băieți, fără retrogradare. Oare pot să văd Everton 1-1? Bă, poate nu, vreau să joc cu Everton, sper să nu fie eliminată. Am încredere în Radu că va face ceva mișto și ce am zis adineauri, exact, s-a tras și mărețul nostru playoff. Se pare că în playoff suntem cu FCSB, cu Polonia, cu China, cu Astra Giurgiu, cu Cluj. Deci, bă, în primul lor sezon în care au promovat cu Cluj un play-off. Ce mai vrei? De pe asta la mine să spuneți, băi, cariera realistă, prea sus în clasament din primul sezon. Ia uite ce spune aici echipa noastră. Rapidul, din păcate, 5 puncte diferență, dar sperăm că măcar pe voluntar să mai bată, poate. Încerc acolo ceva, Dinamo la un punct de baraj, întâmplător, dar totuși foarte tare, două echipe din Cluj se pare că o să avem în acest playoff, foarte tare, foarte mișto, pe noi nu ne interesează, Varela normal că încă nu s-a transferat și de ce se înțeleagă Varela la contract niciodată, frate, niciodată. Nu mă interesează de națională. Având la național României foarte, foarte mulți atacanți, cred că o să schimbăm o leacă formația. Că n-are rost, băgăm acolo un 4-3-3 atac în care Denis Man va fi strikerul nostru de 80 OVR, Coman pe stânga, Politic pe dreapta, Pușcaș atacatul nostru de rezervă, schimbăm și noi o leacă din jucători, mai punem, vedem aici un Muruțan tot 80 OVR, altceva, Cicăldău, 79, chimii, frumos, nu știu dacă pare băieți că avem noi foarte mulți jucători naționale, dar majoritatea se pare că sunt rezerve la noi, ce se vedeți. Țicu cu Kindriș, cu Manea, cred că singurii titulari, de câte se pare. Măcar băieți avem o super echipă națională în care avem 1, 2,
3 jucători de 80 VR și 1, 2, 3 de 79. Să știți că naționala noastră a României chiar începe așa ușor ușor să arate din ce în ce mai bine, dar ne băgăm la ce ne interesează cel mai tare. Rezervele noastre sunt și odihnite de data aceasta, mai puțin Mihailă. Mihailă, te dus, va fi Gabriel Zini o rezervă, înseamnă. Și David Luiz, l-aș pune și pe David Luiz, mai încerc câteva chestii, putea și un Balotelli. Balotelli, David Luiz și Gabriel Zini o... Sau nu, hai nu, Pârvulescu, băieți, de lăsăm oportunitatea băieților. Dar haideți să ne concentrăm să facem o figură frumoasă, avem acolo câteva rezerve la nou, îi dăm băieți cu play-ul pentru că știm, noi trebuie să trecem mai departe. Bine, au posibilitatea de a ne întoarce, asta este clar. Știți că ei încă ne pot înfrânge cu legeritate, adică dacă în această partidă scot un 2-0, un 2-0 pentru ei, am văzut acolo un jucător băieți tocmai de la Juventus. Echipă interesantă au aceștia portar de 84 de data aceasta, bă, o chemat echipa mai bună, 84-83, restul mai meh, Rabiot nici măcar nu mai are 80, avea pe Traore, mamă, are Traore o viteză cu Daka de 83, bă, atacul lor e foarte, foarte vitezoman, nică trebuie să se pare, dar să ținem minte, un 2-0 în momentul de față ne elimină pe noi, să știți, pentru că... Eu da gol în deplasare, noi încă nu. Dar știți și poveste, dacă noi marcăm două goluri, i-am distrus și psihic și moral, înaintează Eto fără niciun stres. Eto! Un șut simpluț, 80 OVR, noul Eto, zeu băieți, are un șut extraordinar, are acolo, n-a niciun stres băieți, nu mai comentați de el, cel mai bun jucător din toată cariera, fără dar și poate. Băi, jucătorul ăsta e atât de bun, mă face să-l aduc și în cariera următoare, nu știu de ce. Chiar când ar avea farmec, atât de bun este, băi, atât de bun, deja 6 goluri în 4 partide, deja, poate data asta reușim un hat-trick cu el. Oh, probleme puțin pe atac, hai că blocăm acolo cu apărătorul, dar nu intervine destul de bine, dar data asta o face. Să nu creăm vreo pen... bun, lovitură liberă, sau nu, se pare că nu dă lovitură liberă, e o mare bară. Ocazie imensă pe care o avut-o, spre bucuria noastră, pe care o și pierdut-o, iar Eto, hai Eto, du-te Eto, mă, ești probleme, ce fault acolo era să provocăm, am trecut o viteză, Traore, cu finesse, dar Rusnacu este pe fază, o pasă direct la Politic, hai, Poli, tic, la King, dar nu prea. Știți că băieții chiar sunt mega, mega ofensivi, au avut și bara aia extraordinară, King, Diroic, o pasă excelentă pentru Manea care înaintează prea mult. Se vede că nu-i striker. A înaintat și a făcut preluarea prea lung, dacă un centimetru diferență, din păcate, ar Traore, care știm neamul Traore cu viteza lor foarte bună, a crezut că mai bagul acum sprint și gol 1-1. Normal, Manea face un pas prea mult în față, e direct contraatac 1-1. Meciul încă se joacă, se pare. Daka, cu nu știu câte la gol nu mă interesează. Spații acolo, s-au încercat cumva să întoarcă, să-l fenteze pe Gullit, niciun stres, o dăm frumos Gullit. Deposedat, mă, ce faci, mă, legendă, mă. Niciun stres și apără acolo. Rusnacu, intervenție excelentă, noroc l-am adus la echipă. Eto, totuși înaintează mai în față. Eto, ce pasă excelentă trimisă pentru Denis Politic. Denis Politic se întoarce acolo frumos la King. Dar King o scapă din greșeală. Și cu toate acestea oprim această repriză cu scorul de 1-1. În rocul nostru că este 1-1, că dacă era 2-0, știți, matematic vorbind, eram pe prag de eliminare. Dar Everton în continuare 1-1. Bă, să mai marchez, dacă se termină meciul 2-2, Everton trece mai departe și vreau să joc cu Everton. Hai, dar important este să trece și noi mai departe, că dacă mai luăm două goluri groase. Scap din păcate, deja au trecut de doi apărători, dar Marian n-ai cum să treci și sper că avem noi cât de lejer. Foarte bine, una mai departe la Manea. Manea a încercat acolo cumva să trimite lui King, dar ajunge mingea la Eto. Eto îi trimite lui King. Bă, da. Au apărători destui de înalți, destui de buni, destui de vitezomani. Jucăm acolo la offside, era. A stat bine. Haideți totuși să mai facem câteva schimbări.
Și aș băga câteva schimbări, totuși mai așa, mai... nici nu știu cum să-l numesc, mai jucători mai slăbuți. Mai dăm oportunitatea și altora în acest moment. King, dacă îl punem mare căf, vedem că duce destul de bine, îl lăsăm și pe Balotelli. Nu știu cât are King la stamina, are 72, hai că joacă el integralist. Intră Balotelli, intră Reabiciuc. Și aș mai face, bă, îl bag și pe David Luiz, de ce nu? Că nu mai așa de mult timp. David Luiz intervine acum. Știu că nu e un meci în care ar trebui să intri. Da, în bază în moldovean că faci și lui treaba. Hai, la ei vedem că intră jucătorul cu numărul 10, Lee, altceva, Mane acolo. Nu pierde mingea King. King îi trimite lui Eto de posedat, din păcate. Nu stau bine acolo. David Luiz, înaintăm calm cu el. David Luiz, acolo o pasă genială pentru Balotelli, băieți. De aia l-am băgat un foul, băi. Ură din partea voastră. Aș cerca totuși cu cine să încerc. Încercăm direct cu Alonso, oare? E destul de bunuț, oare Alonso? Hai, un șut acolo tare în forță, băieți. Un șut tare în forță. Dar pe lângă poartă. Vedem aici atacul acestora. Reabiciuc făcut, dar David Luiz. David Luiz, intervenție aproape perfect. Imediat era să scapi și de corner. De aia l-am băgat, băieți, pe David Luiz. Prea bun băiatul ăsta. Și direct pe fază, acolo blochează și sare mingea de noroc. Rabiot marchează și ia mingea. Dacă mă dau un gol, trec mai departe, trecem în prelungiri. Dar ce gol norocos, că o sări minge la ei, nu-mi vine să cred. O centrare direct acolo la cap, din greșeală. Nici nu vreau să o atingă, Rabiot acolo un gol, primul lui gol în Europa League la această echipă. Și ultimul, se pare. Vă zic și de ce va fi ultimul, pentru că chiar acum îi trimitem una lui Gheorghe. Înaintăm cu Gheorghe. Eto nu intra noi. De ce vii aici sus, Eto? Eto, dar creier nu prea ai, văd că. Hai, Eto! Ba da, are creier cât pentru toată echipa. Vă garantez asta. Marcăm golul de 2-2. Iar ce să vedeți, dacă întâmplător partida se termină 4-2 pentru adversari, tot noi trecem mai departe. Îs obligați în momentul de față să marchezi 3 goluri, băieți. 3. Ce să-i faci? Eto. Opa. Al câtelea? Al 7-lea gol. Extraordinar Eto ăsta, nu-mi vine să cred. Iar într-un final, băieți, tot ce mai avem de făcut este să ne bucurăm. Cum ai scurt? Ai 3 minute prelungiri. Mă și gândeam de ce să prelungești chiar atât de mult. Doar ieșim mingea afară. Iar într-un final, GG băieți, trece mai departe în sferturile Europa League. Să ne punem să vedem cu cine picăm, să vedem chiar de acum, să vă țin, nu vă țin în suspans. Rusu save, 3 intervenții geniale. Aici ratarea de lovitură liberă, Rabiot gol norocos, Eto la fel. Bă, 2-2 la general, am avut doar 2 șuturi pe poartă. Atât ne trebuie nou, 200 pe port. Everton tot 1-1, deci meciul se continuă la ei înseamnă. Iar într-un final a câștigat, să verific, Everton trece la penalturi foarte bine. Deci Everton, Leicester, Inter, Lazio, Wolves, Galatasaray, nu vreau Galatasaray, Sevilla. Echipa pe care chiar nu vreau absolut deloc, dar absolut deloc, este Galatasaray-ul. Dar ce mi-aș dori cel mai mult este Everton, băieți. Cu cine vom pica în episodul următor, cu cine vom juca turul și cu cine vom juca returul? Asta este întrebarea. Verificăm situația, ne bucurăm direct și... am înțeles. Leicester pică și cu Everton. Lazio cu Wolves. Băi, dacă n-aș fi zis nici la Monaco, deci n-am vrut să pic nici cu Monaco, am picat cu Monaco. Nu vreau să pic cu Galatasaray, pic cu Galatasaray. Hai, ce iubesc eu jocul ăsta, nu mai pot. Deci hai să mai pic de 7 ori cu echipa, să mai facă că 7 cariere, mai pic de 7 ori cu Galatasaray. Normal vedem o singură echipă din Superliga, o echipă din Liga 1, una din La Liga, două din Serie A, iar 3 din Premier League. Urmează, băieți, drumul spre semifinale împotriva lui Galatasaray. Din păcate pentru noi, o să sper să mă trezesc din nou cu Everton. Ce să-i faci? Dacă înaintăm de curiozitate în Liga Campionilor, vedem că echipele noastre, ce au făcut echipele noastre? Juventus, în primul rând, se pare că a fost eliminat de către Dortmund. Chelsea a trecut mai departe, se pare, eliminând ce echipă a eliminat. Napoli, nu știu ce are Hertha Berlin în cariera noastră, vedem că Rupi l-a luat și pe Valverde pe 150 de milioane. Rupi, n-ai treabă cu ei. Este ce se întâmplă în Premier League, în primul și primul rând, ca să vedem locurile.
Se pare că Leicester este peste Everton, Everton este pe locul 9. Deci Leicester practic are prima șansă să treacă mai departe. Dar vedem, vedem, speranța moare ultima. Iar în Liga a doua din România, cele mai bune echipe care sunt top, Argeș cu Puriașiu și cu Ripensa Timișoara, Slatina la fel, vedem Slatina în Liga a doua, Chindia, Comuna Recea, foarte interesant, care este loc de retrogradare, așa, în mod ipotetic, Poli Timișoara, băieți, care era în Liga 1. Nu și-a făcut Poli Timișoara și cu Craiova, că din Liga 1 pe ultimul loc în Liga 2, așa au reușit în cariera noastră. Pe final, ultima ofertă pentru Varela. Nu îl dă, pe Varela dă, dar trebuie să micșoreze eu salariul sau cum fac. Deja ne și anunță că avem deja bonusuri de 40 de milioane. Suma ar trebui să vină la club 40 de milioane. Adică, bine, la transferuri ar veni 20, sincer să fiu. Ar veni vreo 20 ceva la transferuri. Poate ca bonus mai fac încă un sezon în care doar fac câteva transferuri totale realiste. Sau mai vând ceva din jucători, poate un Politec, cine știe, și aduc un Neymar. Fapt divers, nu știu, nu cred că o să am eu banii ăștia. Păi, băi, sper că v-a plăcut foarte mult acest episod. Sper că sunteți la fel de revoltați ca mine, că am plecat cu Galatasaray din nou. Bă, da, am avut meciuri destul de strânse cu Galatasaray, dacă nu mă știu prin grupă. Bă, dacă a reușit să-i bate și pe Monaco în sezonul trecut, dacă a reușit să-i bate și pe Galatasaray în sezonul trecut, sigur putem să-i batem și acum, dar vedem. Dacă vom simula extrem de rapid, trecem direct să jucăm și primul meci din semifinală, depinde clar de umerința pe care le-o vom da. Dar cred că va rămâne, băieți, jucăm meciurile următoare, după care avem și în cupă, dacă nu te avem finala cupei. Deci jucăm și finala cupei, când dorești finala cupei, când dorești campionatul, vedem noi cum vom juca. Nu uitați că dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să susțineți cu un like și neapărat să apăsați pe butonul de subscribe, clopoțelul activat, ca să primiți notificare în fiecare zi când voi posta clipurile mele cu FIFA. Pe băieți, numele meu este Diez, vă urez la toți, aveți o zi extraordinară, vă salut!